Dragilor, insist. Am pregătit terenul pentru ca problema asta să fie o banalitate. Da? A fost la îndemână pentru că în clipa în care am zis și reciproca este adevărată, adică dacă cumva recunoști o pereche de unghiuri, altene interne, altene externe, corespondente, congruente, gata, obligi dreptele să fie paralele. Lucrează reciproc. Asta am avut noi în desert. Toată povestea asta este. Sigur că mai putem să ne imaginăm și noi altele. Dacă ar fi fost unghiul de aici, iată, dacă ar fi fost unghiurile astea, așa, și cu ăsta, ce fel de unghiuri ar fi fost aici? Repede. Sigur că da. Deci dacă dădeam măsura aici. Da. Sau, dacă ar fi fost ăsta, nu corespondente. Deci, de o parte și de alta. Așa. Alternează. Deci, alternează și în interior sunt. Da. Alterne interne. Dacă ți-ar fi dat cu ăsta și cu ăsta, ade așa, ăsta și cu ăsta, ar fi fost corespondente. Corespondeau de aceeași parte. Da? Da? Deci aceeași parte paralelă. Sau dacă ar fi fost pe partea asta altă, ăsta de aici cu ăsta de aici, tot corespondente, da? Deci trebuie să aveți în minte perfect ce înseamnă altern intern, altern extern și corespondent. Da. Da? Asta, dacă le aveți, atunci și lucrați. Dacă nu, nu veți putea să înțelegeți nimic. Și șapte. Da. Și șapte. Să ne ducem și la șapte. Să vedem ce ne spune problema. Iar s-a oprit. Ce anume? Da, nu, e vom procura de la mea, nu vezi? Da, de toate de zi. Asta n-am gândit de unde vă văd, vă văd scadă acolo. Da, băieți, acolo o să vedem ce avem mai de făcut, oricum. De ce spune problema? Spune așa. Dreptele paralele A și B. Dreptele paralele A și B. Gata, sunt paralele. Dar să vedem ce? Formează cu secanta de unghiuri numerotate ca în figura de mai jos. Deci, dreptele A și B paralele. Deci așa. De luăm și numărul. A. Dreapta A și dreapta B și o secantă D. O secantă D. Formează unghiurile. Notate așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și spune așa. Dacă măsura lui 8 egal cu 38 de grade, găsiți celelalte unghiuri congruente cu acestea și numiți-le. Deci 8-ul este 38 de grade. Acum, 8-ul cu cine mai poate fi congruent? Și numiți-le în ce calitate? Cu 4, cu 2, cu 4. Cu 8, 8 cu 4, da? Da. 8 cu 4 și sunt corespondente congruente. Așa, 8 congruent cu 4. Deci 8, unghiul 8, congruent. 8 cu 4. 8 congruent cu 4. Și spuneți în dreptul său corespondente, da? 8-ul cu altcineva. 8 cu 2 care sunt externe, alterne, externe, congruente. Așa. Deci 8 congruent cu 4, cu 2. Cu 2. Care sunt alterne, externe, alterne, externe.
Deci 8 cu 4 am spus odată. 8 cu 6. Care sunt mai congruente? 8 cu 6 nu le recunoaștem așa în calitate, ci vă puse la loc, nu? Da, care sunt congruente. Deci 8 cu 4 ai spus bine corespondente, 8 cu 2. Atât, cu 6 nu mai luăm, da? 6 nu luăm, că nu el este... De la 8 plecăm și recunoaște pe celelalte perechi, perechi corespondente. Hai să vedem mai departe, la punctul B. Deci a fost punctul. Deci punctul asta a fost. Punctul B. La B spune că măsura lui 3, măsura unghiului 3, este de 112 grame. Recunoașteți alte perechi de unghiuri și în ce calitate? Deci 3. 3, 3 cu cine în față? Care sunt corespondente, congruente. 3 cu 7 ca fiind corespondente, da? Nu mai zici congruente, zici 3 congruent cu 7. 3 congruent cu 7 corespondente, da? Și 7 cu... Și 3, tot 3. Tot 3 cu 6, 3 cu... 3 cu 5. 3 cu 5. Și sunt alterne interne. Corect. Alterne interne. Eu că dacă voi înțelegeți lecția, mergeți foarte bine. 3-ul cu cine altcineva? Doamnul profesor, dar 3-ul cu 6 nu se poate. Nu? Cu 6. Păi cu 6... A, nu. Păi uite-te și tu. Da. Deci fie... Nu? 3 cu 6, n-are 6 cu 8 se duce. 3-ul cu 1, care sunt 3 cu 1 cu opuse la văzut, nu? Deci am spus 3 cu 5 și 3 cu 7, da? 3 cu 7, corect. Atât. Da. Hai să zicem la ce. Mi se dă măsura unghiului care de iată asta. Măsura unghiului 1, măsura unghiului 1, de 80 de grade. Și vreau, Anca, să-mi spună 1 cu care unghiuri. Poate să fie congruente și de ce? În ce calitate? Așa, da, da. Unul mai pe Anca o să fac acum, da? Unul Anca cu cine? Cu 5. Mai tare, Anca. Unul cu 5. Unul cu 5 în ce calitate? Corespondente. Corespondente. Deci unghiul 1, congruent cu unghiul 5, corespondente. Apoi, unghiul, tot 1. 1 cu 7. 1 cu 7, în ce calitate? Alterne externe. Alterne externe. Congruent cu 7. Alterne externe. Mai avem? Nu mai avem. 1 cu 3 opus la vârf. 1 cu 3 opus la vârf, dar nu asta vrem să luăm în discuție. Și punctul D. La D spune că măsura lui 7 egal cu 110 grade. Recunoașteți alte unghiuri congruent cu acestea și în ce calitate? 7 cu... Vă zic eu? Da. 7 cu 4. 7 cu 4. Cu 3. Domnul... De ce este cu 4? Hai să văd de ce. 7 este exterior. Da. Și 4 e interior. Păi nu este unul exterior și altul interior, de o parte. Da, 7 cu 3 corespondente. Așa, 7 congruent cu 3 corespondente. Și 7 cu 1. Da. 7 congruent cu 1. Alterne externe. 7 cu 1 ca fiind alterne externe, corect. Și... 7 cu 5, da? Nu mai interesează. Și atât, da? Și punctul E. Trebuie să vedem, parcă și i-am văzut pe acolo. Da. Măsura lui 5. Deci, E. Măsura lui 5. Unghiul lui 5 egal cu, spune, de 98. 98 de grade. 5 cu 3. 5 cu 3. Da. 5 cu 3.
În ce calitate? Alterne interne. 5 cu 3 ade alterne interne. Și tot 5 cu cine? 5 cu 1. Da. 5 cu 1. Corespondente. Așa e bine? 5 cu 1. Cine urmărește dacă e bine? 5 cu 4. Da, 5 cu 4. Dar de 5 cu 4, iar zici tu, nu? Iar păi 5-ul... E între. Sunt între, da? Dar da. N-am zis corespondente în interior. Nici nu poate să fie. Deci în interior, corespondente, nu. 5 cu 4, dacă vrei, Miruna, fac 180 de grade. Ăsta și cu ăsta. Pentru că 4 cu 6, alterne interne, și împreună aici fac 180 de grade. Am mai vorbit de corespondente? Da. Da, deci să fii corespondente. Deci de o parte și de alta, de aceeași parte a dreptei, da? De aceeași parte. Dar ochiul tău spune că nu are cum să fie 4 și cu 5. Doar mult, cel mult, 4 și cu 5 împreună fac 180 de grade. Dar corespondent, congruente 5 cu 1, mă. 5 și cu 1. Da. Și al 5 cu 1 și atât, nu? Da, da. Și atât. Și a fost tema făcută. Ce frumos! Numai că au înțeles. Mai a mea, dar e mai explicat. Da. O să mai insiste și... Dar eu mai insist încă o dată. Hai să mă vedem împreună. O fac pentru tine, dar fac și pentru toți cei care ne vizitează sau se uită. Acum și ca să vor uita cu lecția asta. Da? Am spus o să și... Deci, Miruna, am să, să vorbesc numai tu. 8-ul. Nu, no, ți-l dau pe 5, Miruna, știut. Tu caută-mi care sunt unghiurile congruente cu 5, plecând la 5, și în ce calitate. 5-ul cu cine este congruent? 5 cu 1 și e corespondent. 5 cu 1 ca fiind corespondente. 5-ul cu... 5-ul cu 3, care sunt alterne interne. Alterne interne. Și cam atât, nu? 5 cu 3, 5 cu 1. Da. 4. Plec de la 4. Caută-mi toate unghiurile congruente cu 4. 4 cu 8, care sunt... alterne. Nu alternează. Corespondente. Da, corespondente. 4 cu... 4 cu... 4 cu 7. 4 cu 7. Pe 1 este în interior. 4 cu 6. 4 cu 6, ca să fie în interior. Da? 4 cu 6. Bun. Și atât. Plecăm de la 3. Anca. Găsește-mi alte unghiuri, congruent cu 3, și în ce calitate? Cu 7. Bravo. 3 cu 7 corespondente. Și 3 cu 5 alterne interne. Corect. Vlad, pleci de la 2 și îmi dăm toate unghiurile care... 2 cu 6 da. Corespondente da. Și... 2 cu 8 alterne externe. Corect. Adi pleacă de la 2 și spunem de toate unghiurile la 2 plecând. Și în ce calitate? 2 cu cine? Este congruent cu... Pe 2 cu 6. 2 cu 6 ca fiind... Ăsta corespondente. Și 2 cu 8 alterne externe. 2 cu 8 alterne externe. Deci simplu, foarte simplu. În condițiile astea, cred că s-a înțeles. Eu zic că s-a înțeles, da? Am terminat tema. Dar, atenție, dacă nu pregăteam lecția cu ce înseamnă două drepte paralele, adică cum se numesc unghiurile. Și voi faceți marea greșeală aceea de a vă apuca de temă. Niciodată, dar niciodată, să fie clar, niciodată nu te poți apuca de temă, ți s-a predat la școală, da? Păi asta nu înțeleg. Te uiți pe caietel, dragilor. Te uiți pe caietel, dacă ai fost atent. Dacă nu ai fost atent și ai scris acolo niște, ai măzgălit și tu caietelul cu câteva cuvinte acolo, cifre,
n-ai să ai nicio șansă să înțelegi ceva de pe care ți-a tema. Să înțelegi ce ți s-a predat. Ei, spectaculos este ceea ce propun eu. Spectaculos este. Pentru că tu te ești obișnuit să butonezi, să te gândești în altă parte, stai știuți acolo, mai nu știu ce, faci colegii tale sau colegului tău. Și în toată chestia asta, ești complet rupt de realitate din clasă. Și atunci, cum să te duci tu acasă să-ți faci tema? Păi nu știu. N-ai nicio șansă. Iată ce face profesorul ăla. Asta este propunerea mea care va revoluționa complet, să spun, tehnologia didactică. Câtă vreme se va înțelege că făcând filmul lecției și având posibilitatea ca tu acasă când te confrunți cu tema, să-ți faci tema, vei avea șansa să ai explicația riguros făcută de profesor, cuvintele toate sunt prinse acolo, toată explicația, atunci îți va veni foarte ușor. Și vei putea să faci tema. De aceea eu acum am făcut ceea ce profesorul Bănescu a făcut la clasă, dar voi, nefiind atenți la ce s-a întâmplat acolo, nu aveați nici cum să vă faceți, nu aveați nicio șansă să vă faceți. Asta ne-am mișcat așa greu acum al pățien. Băi, dar chiar nu alterne externe, nu vi s-a spus nimic? Corespondente, nu? Da. N-ați fost atenți. Am fost atenți la alterne. Și despre ce v-a vorbit? Despre acea corespondență, alterne externe, alterne interne. Dar mai cine nu dă? Domnului profesor, nu înțelege. Nu. Păi, iată, aici este un lucru pe care voi să spunem pe cea dreaptă. Că nici din partea voastră nu este interes la clasă. Stați într-o pasivitate de asta, spui, dar de ce nu înțeleg eu? Că eu tot nu înțeleg. Eu îți prezent. Da, dar eu îți prezent atât. Dar dacă eu nu înțeleg, dar tu ce ai făcut de-a lungul timpului? N-ai antrenament pentru a fi cu atenția trează, 50 de minute. Tu ești atât de frământat ca să vezi cum trece ora, să n-ai nicio treabă, să ieși afară, să te zbengui cu nu știu ce, să alergi, să faci. Ce mai face Miruna? Ce mai face Emi? Da. Da. În toată povestea asta, face ca voi să nu fiți prezenți la oră. Sunteți fizic, dar nu și cu mintea. Și atunci n-ai cum. Și de acum se instalează gol după gol, te duci acasă de fiecare dată, îți faci tema și de fiecare dată nu ai nicio șansă și te ia mama și te duci la meditator și dai la meditator și la meditator faci lecția, zictează și tu scrii. Da? Și s-a făcut lecția. Da. Și asta e evoluția școlii. De aceea școala românească e prăbușită. Dar noi părinții suntem disperați. Da, sunteți disperați, dar vedeți, eu am făcut ceea ce depinde de mine. M-am expus, am venit, ați văzut că cineva a purtat discuții despre profesorul acela care a avut probleme, filma copiii, da? Deci vedeți că mesajul în mintea oamenilor s-a păstrat chestia asta, că filma copiii. Dar partea aceea, vrem să păstrăm dreptul de la intimitatea copilului, la mediocritate și la neștiință. Este fantastic de grav. Vă rog să mă credeți, dacă nu se iau niște măsuri și dacă nu se înțelege, iată efortul meu a fost maxim cu putință, mi-am sacrificat cariera pentru o idee, aceea de a atenționa că lucrurile nu pot merge așa. Și în momentul de față, școala merge din ce în ce mai prost. Foarte. Din ce în ce mai prost. Fără dumneavoastră, nu ne-am... Da, deci asta vreau să vă spun. Trebuie făcut ceva. Bănesc că cineva va... La ședința cu părinții am luat atitudine. Dar mi s-a spus că... Sunt copii slabi. Lozinca cu care se vine. Eu le-am spus așa, nu se poate ca 8 din clasă să aibă 10. Da. Nu mă interesează cum. Ca să nu o acuz, știți? Da. Și restul până la 25 să fie bâră. Și noi părinții acasă disperați și să lucrăm 7 stele. Este imposibil, copiii ăștia trebuie să aibă o bază. Nu se poate pune problema cu 7 stele. Probleme de ce le ducem la 7 stele când ăștia n-au o bază? Sigur. Eu până m-am săturat de probleme de 7 stele, am spus la nivel de ședință, am mai spus câteva mândici. Vedeți, sunt șanse foarte mari. Președintele țării acum este profesor la origine, înțelege foarte bine problema învățământului, profesorul online există pe internet, are soluții pentru ca această problemă să fie rezolvată. Deci, pe mine nu vrea. Păi,
Păi nu se vrea, pentru că se vor copii așa și să fie ținut în stadiul ăsta. Mi s-a spus că materia de la anul e foarte multă. Mi s-a spus orele de informatică, nu o să vă mai fac informatică. O să fac matematică și română pentru că e materie foarte multă și profesorii nu mai reușesc să-și acopere materia, pentru că se pare că această materie este impusă de profesori universitari, iar ei n-au nicio treabă cu ce se întâmplă în învățământul preuniversitar. Nu e aici problema. Și de-aia și că e materie multă. Haideți să vă spun. Eu am avut discuții cu președintele Societății Științe Matematice din România, Radu Gologan, cu care m-am întâlnit de vreo 2-3 ori până acum. Și își exprima admirația pentru ceea ce fac eu, fiind un lucru spectaculos, da. Sesiza că lucrurile merg cum toată lumea sesiza. Așa este. Și că e o problemă foarte, foarte dificilă de rezolvat. Și am dat de loc domnul profesor. Profesorul universitar care se ocupă de lotul olimpic la internațional. Deci o mare, mare personalitate. Nu e deloc dificil. Numai nu se vrea nevoință politică. Corect. Se vrea doar să fie ținuți acești copii în stadiul acesta, pentru că e ușor de manevrat și e ușor de manipulat un copil care nu știe. Da. El va ajunge mâine în situația aceea care va trebui să ocupe loc de muncă, și acolo nu știe să facă treaba aceea și atunci poți să faci ce vrei cu el. Asta e drama. Dar părinții să știu că sunt disperați. Da. Nu trate de disperați, pentru că dacă aș fi în locul dumneavoastră, eu copiii mei sunt acolo unde sunt, acum vin nepoții. Și, mă rog, de aceea și interesul și a copilor mei, spunând așa, ce facem? Te avem pe tine, șansa noastră că te avem pe tine, care acum nu ești numai al nostru, ci ești al tuturor. Pentru că tot ce faci tu, rămâne pentru foarte multă lume. Nu e atât de disperat. Dacă ar fi disperat și dacă s-ar înțeles, s-ar ieși în stradă, doamne. Nu, știți ce? Se spune că e prea mult. Nu, doamne. Că învață prea multe lucruri, că n-au nevoie de ele, prea multă informație, și că ce atâta matematică? Să mai facem și dans, și șah, și altceva. Păi care e multă matematică? Vedeți la ce stadiu sunt. Păi da, deci la stadiul în care cele patru operații din multe nu se știe. Deci baza asta e, să se lucreze bază, să se lucreze manualul și nu cu lecțiile de 7 stele. Da. Corect. Deci se întinde, se ridică ștacheta, tot mai mulți nu pot exact, să facă. Exact. Cu ocazia asta ne ducem la meditații. Corect. Cu ocazia deci, să țin... Asta e ținta. Deci acolo vrea să se ajungă. Sigur. Vrea să se lucrează manualul și bază. Da. Să fie pus în starea aceea de neputință. Corect. Când copilul e în stare... Dar aici, pot să o tramură fantastică. Uite, m-am vorbit pe chestia asta, am o revoltă în mine de nu vă povestesc. Este o tramură extraordinar de mare pentru copil, când oră de oră, minut de minut, el stă în bancă și nimic nu înțelege. Nu, el se resemnează. Noi, părinții, suntem disperați. El se resemnează. Nu știu și gata. Mama, nu știu și gata. Da, da, da. Așa fac eu. Așa fac toți. Și noi, părinții, ne dăm cu capul de pereți, stăm duminicile, sâmbetele, facem probleme de 7 stele, începem să păi dăm telefoane. Iată dumneavoastră prezența, dumneavoastră acum aici la lecție, asta chiar asta spune. Dovadă că ați lăsat tot ce aveați de lucru ca orice părinte, că, mă rog, fiecare avem obligația noastră, și mă duc acolo să văd ce se întâmplă. Exact. Da, dar, vă rog, dacă ar fi reacții conștientă a tuturor, s-a ieșit în stradă, atenție da, ce vă spun. Deci atât de gravă este situația, încât ar trebui să se iasă în stradă cum s-a ieșit pentru nu știu ce chestii. Exact. Eu nu spun decât atât. Este imposibil să se mai continue așa. Uitați că tot am deschis subiectul ăsta. Faceți memorii pe internet, să pot trimite spre președinție, spre guvern, spre toți doamnelor, ce facem? Există prof online. De ce nu se face? Asta mă doare cel mai tare. De ce noi să președintele țări, primul ministru spune că există prof online? Măcar să se asigure egalitatea șanselor pentru copiii aceștia. Da? Să se asigure egalitatea șanselor. Că dumneavoastră m-ați descoperit, ați venit după mine, eram în Sfânta Biserică, știți bine cum ne-am întâlnit, dar alții care n-au șansa asta... Ați văzut că și copiilor la clasă, la ăștia nu le frică, că s-au obișnuit cu mă de da. Ați văzut că și copiilor la clasă, care chiar v-au descoperit de frică să spună mai departe, că v-au descoperit,
tocmai ca să nu afle profesorul de la clasă și să nu aibă probleme. Este o mare greșeală. Vedeți? Da. Ceea ce ea spune ceva. Tocmai pentru că sistemul este foarte greu de mișcat. Da? Deci este atât... Copilul are de super. Ei am zis mie, unul e pasat, unul și doi. Uite, chiar nu-mi pasă. Pe mine mă interesează ce are copilul meu în cap. Deci, vedeți? Când se va înțelege peste tot acest lucru și veți înțelege că nu nota este importantă, ci cu ce știe el este important exact. Lucru. Să aibă un minim de informații. Exact. Atunci lucrurile se vor schimba. Dar ne place să ne păcălim, să ne mințim. Exact. Să ne mătăm păcărei, ce și copiem unul de la altul, plagiatura. Și nu mai pot de bine, uitați ce. Da. Ai butonăm un pic pe Facebook. Asta este. Da, haideți să faceți și programul acest spuneți un pic, că m-am încins, credeți-vă, sufletește, m-am amintit de toată drama asta pe care treceți voi acolo. Și acum o trec eu, să știți că eu o trec cu vârșini de sat. O treceți, dar haideți să vă spun. Dacă ar fi locul dumneavoastră... Ca mine, părinții sunt părinții care se implică de creștină. Vorbesc cu ei și sunt da. Dar știți ce doresc? Doresc să nu supere profesorul. Să fie așa, să îi dai nota mare. Exact, tot din la pregătirea tău. Da. Și tot. Înțelegeți? Da. Dar, repet, dacă acolo s-a rezolvat... Păi tot emoțional, mama. Da. Dacă prin asta cu meditația s-a rezolvat, aș mai spune. Dar nici cu meditația nu se rezolvă. Știu. N-am apucat-o. Da, să dați dreptunghiul. Deci să dăm dreptunghiul ABCD. Construim pe BC un triunghi echilateral. Cum îl construim triunghiul echilateral? Se fixează compasul în B, deschizătura cu BC, se trasează un arc de cerc. Da? Adică compasul? Nu. Se trasează, se schimbă compasul în vârful C și trasează arcul de cerc. S-au întâlnit cele două arce și în locul unde s-au întâlnit, notăm punctul E. E, am zis eu, nu? Facem același lucru. Facem același lucru și la AB, deci același lucru facem și pentru construcția în pe latura AB, punctul F. Hai să arătăm deocamdată, deci în ipoteză A, B, C, D, dreptunghi. B, C și A, este un unghi echilateral. Deci, B, C, E, triunghiul B, C, E și triunghiul A, B, F, A, B, E, echilaterale. Nu mai știu încă de ce e congruent cu AB. Atât am de seama, nu? Da, dar din dreptunghiul ăsta știu că de ce e congruent cu AB. De ce? E congruent cu AB. Asta când ne apucăm noi de lucru. Da. Dar hai să zicem așa, în concluzie, să arătăm că de E... E congruent cu AE. Congruent cu C. Deci D e congruent cu A. E congruent cu C. Congruent cu C. C. Congruent cu D. Cu D. Congruent cu F. Cu F. E. Zic și al doilea punct? Nu, atât. Hai să facem pe ăsta deocamdată, să ne străduim să vedem ce putem face. Păi, deci, putem scoate niște informații, cum ar fi că de ce este... O clipă, să ne organizăm. Aștept un pic să scrie toată lumea. Deci să dă... Andreea, te rog să lucrezi ceva, da? Așa, ca să pregătești când începem. Hai stau un pic de vă rog, că am avut o perioadă de...
supărare mai devreme și... Puteam să nu mă supăr, puteam să nu mă supăr, nu Adi? Da. Puteam să nu mă supăr. Da. Da. Nu v-am obligat să vă supărați. Da, nu mai, n-ai venit cu propunerea asta, nu? Bine. Hai să zicem așa. Deci A, B, C, D, un drept triunghi. Am construit triunghiul acesta B, E, C și A, B, F. Triunghiul echilateral. Și de aici luăm? Anca, să-mi vorbești tu un pic despre un dreptunghi. Când ți se dă un dreptunghi, ce poți să spui despre elementele? Are două laturi egale două câte două. Laturile opuse sunt egale două câte două. Congruente în limbajul ăsta, nu? Congruente două câte două. Deci laturile opuse sunt congruente două câte două. Și paralele chiar. Că acum tot vorbim și de paralelism. Avem noțiunea de paralelism, da? Laturile opuse sunt paralele și congruente două câte două. Mai avem alte elemente. Mai avem că unghiurile de câte grade sunt într-un dreptunghi? 90 grade. 90. De 90? Da. Te rog, Miruna, nu te arunca cu vorba până când nu analizezi. Că poți să greșești, da? Atenție. 60 de grade la unde? La? La dreptunghi. La triunghi echilateral. Da. Deci la triunghi echilateral de câte 60 de grade. Dar la dreptunghi, unghiurile sunt drepte. Mm-hmm. Da? Dreptunghi. Drepte. De 90, unghi drept. A format unui drept. Unghiurile 90 de grade. Corect. Că e țelul vostru. Aveți atâtea modele, atâtea exemple, da? Da. Ei bine. Am construit, Vlad, am construit triunghiul BCE și ABF. Triunghiul echilateral. Ce spui tu despre triunghiul echilateral? Ce știi tu? Că au toate laturile concrete. Și unghiurile de... Foarte important. Da. Acum vreau să arăt că DE e cât AE. DE e cât AE. Ce bine ar fi dacă am găsit... Ce bine ar fi dacă le-am încadrat în triunghiuri congruente? Da? Dacă am găsit două triunghiuri, D e să fie latura unui triunghi, A e altui triunghi, și dacă triunghiuri ar fi congruente, atunci, sigur, acum ar fi zi. Triunghiul A, B, E și triunghiul D, C, E. Ia să avem o mai discuții pe astea. Deocamdată nu știm decât atât. Că am găsit două triunghiuri în care intră cele două lacuri. Păi acum trebuie să demonstrăm că e adevărat asta. Păi nu înseamnă că și corect. Noi știm de la DC congruent cu A. Deci, hai să zicem așa. Deci fie triunghiul DCE și triunghiul ABE. Despre cele două triunghiuri, ce informație avem? Hai zi, DE e congruent cu DC. Aia trebuie să arătăm că DE este cât AE. DE e congruent cu AB. De ce? Cu AB, dar de unde îi spunem că de ce? Din ipoteză, că un dreptunghi e congruent DA cu CB și DC cu AB. Da, din ipoteză. Deci pe DC o recunoaștem ca latura unui dreptunghi, pe AB ca latura opusă, și cum într-un dreptunghi laturile opuse sunt paralele și congruente, chiar ne place treaba asta. Deci să zicem și noi că de ce? Congruent cu AB. Spunem asta laturi ale dreptunghiului. Scrieți în cuvinte, da? Laturi opuse ale dreptunghiului. Latura opusă ale dreptunghiului. Mai știm și că B e congruent. Deci asta de aici, Anca, și cu asta de aici, ca latura opusă, da? Da. Ce mai știm? B e congruent cu C, deoarece B, C, e un triunghi echilateral. Deci B e este cât C e, pentru că noi am construit aici un triunghi echilateral. Da.
Deci B e congruent cu C e. Ai de înțeles? Deci B e congruent cu C e. Deci B e cu C e congruent asta a doua. Din ce motiv? Pentru latura ale. Laturi ale triunghiului echilateral, chiar mai mult echilateral am zis, da? Toate sunt congruente cu asta, da? Deci scriem laturi, în cuvinte așa, laturi ale triunghiului echilateral. Laturi ale triunghiului echilateral. Ei, deja o latură, o latură, 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 ce bine ar fi ca unghiul ăsta să fie... Unghiul de tot. Da? Deci unghiul ăsta, ca să fie unghiul dintre ele. Da. Să fie latură, unghi, latură. Și avem că unghiul de ce e, congruent cu unghiul AB. De ce e, poate. Da, congruent cu AB. De ce e cu AB? Păi, dacă ai zis că voi e unghi, adică unghiul trebuie să fie la mijloc. Păi, mă, stai să vezi, da, păi unghiul e la mijloc. Dar de unde știi că sunt congruente? Din alt raționament să-ți ia, să-ți ia. Păi că din alt triunghiul. Noi știm că dreptul. Tot din același gen, tot din... Adică din ipoteză. Oprește-te. Unghiul DCE se compune din unghiul DCB ca unghi al... Ca unghi al dreptunghiului acesta, la care se mai adaugă, mai vine un vecin, de câte grade este? De 60. Deci ăsta e de 60 ca unghi al triunghiului echilateral. Și ăsta altul este de 90 de grade ca unghi al... A cui? A dreptunghiului. În total câte grade au aici? 150 grade. Deci din motivul ăsta, nu că ar trebui acolo și hai să-l luăm. Atenție! Dar dintr-un alt raționament să iese asta. Că-ți trebuie, ție-ți trebuie, dar să vedem dacă avem șansa să putem ajunge acolo. Hai să vedem unghiul AB-ianca. AB-e. Avem unghiul ABC. Deci se compune din asta, din 90 grade. Ca unghi al dreptunghiului. Și la care se adaugă? Unghiul CBE. CBE. Alt unghiul echilateral. Și total? 160. Tot 150 de grade. Deci tot 150, de aceea sunt congruente. Cam ajuns la aceeași măsură. Deci vă spun acum. Ce vă spune? Zi toate, cum te redactezi? Măsura lui D, C, E, egal cu măsura mai întâi a lui D, C, B. Da. Egal cu măsura lui D, C, B. D, C, B. Plus măsura lui... Măsura lui B, ce e așa. B, ce e. Plus măsura lui B, ce e. Și egal acum cu 90 de grade plus 60 de grade. Și egal cu 150 de grade. Și cu asta am vorbit de măsura lui de ce e. Hai să ne ocupăm și din măsura lui A, B, E. Măsura lui A, vorbește. Măsura lui A, B, E. Măsura lui AB este egal cu măsura unghiului ABC măsura unghiului CBE, care este egal cu 90 de grade. Și egal cu 90 de grade plus 60 de grade. 90 de grade plus 60 de grade și face în final 150 de grade. Și cele două, abia acum din astea două, rezultă în sfârșit, ce bucuroși suntem, că putem trage concluzia din cauza... De ce e? Măsura lui de ce e?
înseamnă că unghiul de ce e, de ce e, e congruent din cauza aceeași măsură. Cu unghiul A, B, E. Și acum recunoaștem latură, unghi, latură. Da? Din cele, ca să arăt cu unghiurile astea sunt congruente, lucru care îți trebuia, am făcut o analiză, am elaborat un raționament, am gândit, am folosit toate lucrurile de până aici. Deci de aici rezultă? Cu D e congruent cu AE. Rezultă că triunghiurile luate în discuție. Da, sunt congruente. De ce e? E congruent cu triunghiul A, B, E. Da? Și din congruență, din congruența rezultă că gazul latură, unghi latură. Păi conform latul, unghi latură a rezultat congruența. D e cu AE, e congruent. Deci rezultă că D e congruent cu AE. Da. Și noi nu ne mulțumim doar cu atât. Așa. Bravo. Și mai scriem și că măsura unghiului. Nu, unghiul D e congruent cu unghiul AE. Ușor, ușor să luăm așa. Despre cele două triunghiuri, acum laturile toate au fost epuizate. Am un unghi cu un unghi, care l-am luat în discuție, când am avut nevoie pentru cazul laturilor. Și acum, mi-a mai rămas unghiul de aici, cu unul din unghiurile astea două de aici. Unul din ele, dar nu știu la care mă opresc. Tu la care te opri, Adi. Deci unghiul de aici, din triunghiul ăsta, care se uită spre ce latură, unghiul ăsta de aici, din D. Adică ce de E. Se uită ce e. Da. Ce e, cu cine este congruent din triunghiul al doilea? Cu B e. Cu B e. Spre B e cine privește? Au. Au, adică prin trei litere. B, A, E. B, E. Deci așa să zicem. Ce de e, unghiul ce de e, e congruent cu unghiul B, A, E. B, A, E. Și în sfârșit, am mai fi un unghi, al treilea cu al treilea. Da. E ușor acum, ca să nu mai pierdem timpul, Vlad, care e al treilea unghi dintre unghiul ăsta? Ăsta e luat, ăsta cu ăsta l-am avut, ăsta l-am gândit acum, ar fi al treilea, adică unghiul de aici, cu care unghi? Cu B, E, B. Deci, citim din trei litere. Da. C, E, D, D. Cu? Cu unghiul B, E, A. B, E, A. Ce? Ce, E. C, deci, E, D. D. Unghiul C, E, D. Congruent cu? Congruent cu unghiul B, E, A. B, E, A. Congruent cu B, E, A. Și cu asta am epuizat. Nu ne trebuia doar atât. Doar atât. Dar am făcut o analiză mai atentă. Aș vrea acum să arătăm că AE este cât EF. Deci AE, să arătăm că este cât EF. Miruna? Știm că AB e congruent. Nu. Asta e. Pentru a arăta că AE e cât EF, ce bine ar fi dacă am descoperit... Două triunghiuri, adică triunghiul ABE, cu KBF. Ei, da. Cu KBF. F. ABE cu D... Pentru EF. Eu mă concentrez pentru EF. Cu cine? ABE cu F... E, B. F, E, B. Fiindcă intră F, E... de care am nevoie și atunci cu B se vede treaba că ar fi bine. Uite cât de clar. Pare să fie chiar congruente. Pare să fie, dar nu avem argumente suficiente. Deci, luăm acum triunghiurile. Hai să vedem ce triunghiurile luăm în discuție. Adi, vorbește tu ce două triunghiuri luăm în discuție? Păi, triunghiul FB, FB, EB. FEB, deci fie triunghiurile. Da. Fie triunghiurile FEB. Da. Și triunghiul
Și triunghiul? Și triunghiul ăsta. Aiebă. Aiebă. A, așa. E, B. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au. Să vedem ce au. Da. Bun. Păi hai să ne uităm. A e congruent cu F e din ipoteză. Ba nu. Ba nu, aia trebuie să demonstrăm. Păi A e cu F e trebuie să demonstrăm. Da. Deci... Acolo e confuzia, nu e ipoteza. Putem... Ce bine ar fi dacă A, B ar fi congruent cu B, F. Păi e. Aaa, ce bine ar fi dacă A, B cu B, F. Dar de ce este? Că e echilateral. Păi stai mă. Deci A, B... A, B... congruent cu, cu cine? Cu BF. 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 Din ce motiv AB cu BF? Păi că triunghiul ABF este ABF. Da. Din ipoteză puteam să scriu, dar eu am zis încă o dată aici ca să fie și mai clar. Din ipoteză, la simplu. Și acum iar mai umblăm după o latură. Care să fie o latură dintr-un triunghi și cea? Ia să vedem. A, E cu F. Păi aia trebuie să răspund. Păi nu, tragi de ea, dar nu poți, nu poți folosi, că la sfârșit va aici. Ce mai, ce mai este la... Sunt trei laturi într-un triunghi. Băie mă comună, nu vedeți? Băie este și în triunghiul ăsta. Și în triunghiul celălalt. Păi dacă noi nu vedem ce... Păi dar ce să fac prin lumină? Da? Băie, da? Băie, latură comună. Latură comună. Dar unghiul dintre ele? Ei, acum mai ce bine ar fi. Ce da. Mult îmi doresc. Unghiul o să fie congruent cu... Ăsta care știu câte grame. 150. 150, că am vorbit. Da, 150 da, cu da. Mai înainte, 60, 150. La, la, stai să vedem la cine privești. Nu, stai un secund, dacă ar fi cât ăsta de aici, tot 150 trebuie să arătăm. Mamă, ce bine ar fi. Ce bine am. Hai să nu luați. Câte grade sunt în jurul unui punct? 360. 360. Dacă faci 360, nu. Ăsta e 150. Mai vine ăsta câte grade? 60. 60. Și triunghi. E de unghiul echilateral. 210. Până la 360? Încă 105. Aoleu, congruent. 150. Este superb. Da, este 150. Da? Deci vom spune că unghiul E, B, F E, B, F E, B, F este egal cu 360 de grade minus minus 150 o dată, adică ăsta egal cu 20 și minus în continuare 60 nu că se dă da. Trebuie să-l dădăm și pe ăsta. Și atunci îmi dă 150 de grade. Cum? Și dacă E, B, F egal 150 și pe de altă parte știu că A, B, E unghiul, A, măsura, se vrea spune măsura măsurile asta, da? Iar pe de altă parte măsura unghiului A, B, F, E, A, B, E este tot 150 demonstrat de noi, din cele două lucruri. Și unul și celălalt ne dau 150, înseamnă că unghiul E, B, F, e congruent cu unghiul A, B, E. Unde ne-a plasat noi? În ce caz de congruență suntem? B, domnul profesor. B, A, B, E. A, B, E, da? A, B, A, B, E. În ce caz de congruență ne-am plasat? La latură, unghi. Deci e vorba de latura comună, unghi și latură. Latură, unghi, latură. Ce tare, mă! Latură, unghi, latură. Și atunci triunghiurile luate în discuție acum sunt... congruente. Deci triunghiul E, F, E, B e congruent cu triunghiul A, E,
bună și din congruență rezultă toate elementele celelalte trei, că trei le-am luat în discuție. Da, corect. Celelalte trei, toate vor fi două câte două congruente. Adică A e cu F. E ceea ce trebuia să demonstrăm. A e congruent cu E, F. Așa este bun. Da. Și acum, acum e tare chestia. Care unii cu care? Unghiul... Păi unghiul ăla din A... Dintre unghiul A, B, E. Unu. Unghiul A, ăla. A, ăsta. Citește prin trei litere. B, E, A. B, E, A. B, A, E. B, A, E. Da. B, A, E. Și cu unghiul ăla din F. Și cu ăsta, da? B, F, E. Ia să vedem. B, A, E. Este cât B, F, E? Da. Da. B, A, E spre cine se uită din triunghiul ăsta? Spre cine? Cine? Se uită? B, A, E. B, A, E. Adică unghiul ăsta din A se uită spre... Da, da, da. E, B. E, B. Dar E, B, tot spre E, B, privește și... Și F, și F. Da. Deci zicem, unghiul E, A, B, E, A, B, congruent cu unghiul, atenție, E, A, B, cu B, F, E, B, F, E, și sigur acum, cel de-al treilea unghi care rămas în neluat, adică, prin trei litere. B, E, A, cu B, E, F. B, E, A, B, E, A, congruent cu B, E, F. Dar ce vă spune vouă dacă unghiul ăsta, dacă unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici? Pentru A, E, F. Ce este în condițiile în care unghiul, ce este dreapta E, B care împarte unghiul ăsta în două? Bisexoare. Deci rezultă din asta, formidabil, din asta am făcut și punctul următor. Deci rezultă că e B, bisexoarea, da? Bisexoarea cărui unghi, bisexoarea unghiului A, E, F. A, E, F. Iată cât e de important ca să scrii tot ce se poate spune, pentru că superb moment. Punctul următor, că e B, e bisectoare, care se cere... Da? Tu mai am aflat acum. S-am rezolvat. Este, da? este spectaculos dacă ai răbdare și scrii toate lucrurile care reies dintr-o congruență de două triunghiuri. Că așa dacă noi ne-am mulțumeam, suntem la triunghiuri, la plasă cât asta, trecem la punctul următor. Da. Da. Și mamă, și când ne cere să arătăm că e B, e bisectoare, să vezi de unde. Cum să arăți că e bisectoare? Ce-i cu tine? Și totul era făcut de așa. Da. Da. Certare. Da? Deci asta trebuie să înțelegeți. Acum, dacă vom arăta că e F este cât ce e F, și veți scrie congruența triunghiilor ăstora E, B, F, cu C, F, C, B, F, vei sesiza că unghiurile astea sunt congruente. Da, corect. Și atunci, asta e F, B, bisectoare. Corect. Și iată și problema făcută punctul următor, că sunt mai multe puncte. Da. Și tare. Am să vă las în pătrunare problema. Găsiți-o la lecția 253. Aprofu online. Da, da, lecția 253, nu în ceea. Deci când te duci la aprofu online, tu nu te duci la n-ai nicio treabă. Măcar să tu știi tot ce fac acolo. Așa. Deci te uiți acolo și la, când defilezi, lecția 253, că doamna a și căutat-o acolo și a găsit lecția aceea cu problema asta făcută. Și eu v-am cerut pentru astăzi să o redactați, dar să o înțelegeți. Că acolo eu am explicat-o cu fetițele acelea, da? Dragilor, nu veți putea face nimic la matematică fără să munciți. Nu se poate. Deci prima condiție sau lucru cel mai important este munca.
muncă foarte, foarte multă ca să putem să înțelegem niște lucruri. Așa, ne oprim aici și vă vreau mai frizați, mai în temă, mai bine ancorați în lecții și așa să fiți și la casă. La revedere, dragi! La revedere!